Înregistrez. Vă rog să vă prezentați și spuneți care e problema. Bună ziua, domnul Oleg. Mă numesc Nadejda Frunze. Am o problemă mare. Precum în ultimul timp, cam multe cazuri văd prin Facebook, este o problemă actuală la mai multe persoane aflate în psihotare. Adică foarte mulți moldoveni de-a noștri am văzut că vin aici pe psihotare, lucrează la negru și lucrează chiar tot la noștri moldoveni și la urmă sunt amăjiți, cum se spune, nu sunt plătiți, munca lor nu este plătită, după care persoanele date aleargă din urma Angajatorului sau a mediatorului sau a datornicului și nu mai obțin bani. Și nu mai obțin bani. Povestiți cazul dumneavoastră concret. Da. Asta m-a adus la cazul meu care vreau să-l povestesc și să-l aduc. Știu toată lumea că eu tot am avut așa o persoană care, din păcate, m-am întâlnit cu el în viața asta. Acum 3 ani în urmă am făcut cunoștință cu o persoană în tren. Cum de obicei se întâlnesc oamenii pe psihotare și bucuroși că au întâlnit tot un cetățean, tot un moldovan, că poate între noi ne mai ajutăm, ne mai știu eu, poate cu o vorbă, poate cu un sfat, poate cu un loc de muncă. Deci tot așa am făcut și eu cunoștință cu persoana dată, precum avem nevoie că era necesar de a-i găsi ceva de muncă pentru cumnatul. Cumnatul vroia să vie la Franța cu familia și mă gândeam, zic, că încă o persoană poate cumva, mă rog, l-a ajutat. Și-l cheamă Rodion sau Radu, cum îi mai ziceți? Da, și-l cheamă Rodion Lungo. Este cetățean al Republicii Moldova, locuitor a satului Filipeni, raionul Leova. Ne-am întâlnit cu cumnatul, cu soțul, cu verișoara, ne-am întâlnit toți împreună, cu domnul Rodion Lungu. El a promis la băieți că poate cumva i-a ajutat cu un loc de muncă. După asta, pe parcurs, așa s-a primit că mai multe ori ne-am întâlnit. El careva timp a dispărut, pe urmă, foarte întâmplător, cumnatul s-a fi întâlnit iarăși cu un tren. Și l-am invitat la noi în ospitie. Până la urmă, ați devenit cunoscuți, ați obținut încrederea lui sau da. El a obținut încrederea dumneavoastră și v-a cerut bani cu împrumut. Da, și v-a cerut, nu din prima dată, din prima dată... Oricum, da, până când ați intrat în grațiile lui sau... Da, corect. El a intrat în grațiile dumneavoastră și și i-ați împrumutat o grămadă de bani, fără promisiune de, cum se numește, procent, chestii, da? Nu, nici un procent, am fost doar la singura înțelegere că când noi avem nevoie de bani, mi-i întoarce înapoi. Și până acum aveți o sumă enormă de 6.000 și ceva de euro. 8.750 ceva de euro. Și aveți de la el recipise sau probe, n-am scris? N-am nicio recipise, nu am nicio recipise. Nici declarație la cameră că o să vă întoarcă banii? Dar cum? Atât de mare încredere într-un om necunoscut încât ați dat atâția bani? Pentru banii au fost dați pe parcurs, nu au fost dați toată suma odată. De acord. Au fost dați când 100, când 20, când 150. Pe parcurs au fost dat, parcurs la o jumătate de an, așa s-a întâmplat și omul motivat fiecare dată, bacă are o problemă, bacă are o chestie, bacă probleme cu soția, bacă copilul, bacă nu a primit banii, încă nu a fost primit cec, diferite motive și tot, cum spune rusul, davim na jalost. Și tot îi dădem, dar într-un mod i-am spus, măi omule, eu îți dau, dar când eu am nevoie, tu mi-i returnezi. Așa s-a primit că nu numai de la mine o împrumutat bani, o mai împrumutat la persoanele apropiate mie, cunoscuți, că doar avem deja încredere în el și l-am primit, cum se spune, în colectivul nostru. La o perioadă dată, el a apelat la cumnatul și a spus că are nevoie de ceva bărbați la muncă, precum el
spune că vrea să deschid o firmă lui proprie, individuală, și îi trebuie mai multe persoane la muncă. Cumnatul și normal că l-a ajutat, a găsit băieți. Băieții chiar nu de aici din Franța, dar au fost veniți de la Moldova. Când au fost veniți la Moldova, el i-a întâlnit la rută, la bus. I-a dus pe șantier. Băieții i-au stat pe șantier 2 luni de zile. Și din când în când el venea pe șantier și le spune că da, o să vă aduc bani de alimentare, pentru alimentație, o să vă aduc bani pentru materiale de șantier, dar până când investiți voi cumva să ieșiți din situație. Într-așa moment, băieții, și normal, că au venit cu ceva împrumuturi de pe la Moldova, aveau ceva bani cash în buzunar și au stat pe șantier până li s-au terminat toți banii. La un moment dat, el a venit și eu luat de pe șantier după 2 luni de zile, de achitat, nu le-a achitat, dar le-a spus că, într-un fel, banii încă nu au fost intrați în cont de la proprietarul șantierului. Când a sunt între banii, atunci eu vă achit și leafa și vă întorc și datoriile și vă întorc tot. Pentru că el a fost că și-a împrumutat de la băieți bani, chiar a împrumutat când 50, când 100, chipurile fie că eu singur stau gol-goluț, n-am bani nici de benzină, nici de alimentație, nici... Și într-un fel așa au fost banii, băieții duși din nas și fără bani. Careva, chiar o persoană dată, să-i spunem Valentin, a fost luat de pe șantier, a fost dus la un apartament și i s-a spus, zici că stai aici la apartamentul ăsta până noi găsim alt șantier, până intră banii în cont, am să te achităm, am să te astia, a doua, a treia zi, mă sună Valentin și îmi spune, zici că Nadia a venit aici un bărbat și zici că îmi spune ceva, zici că dar eu nu înțeleg franceza, vorbește tu cu el. Am vorbit eu cu el și asta era proprietarul apartamentului și îmi spune, zici că doamnă, zici că apartamentul mâine deja expiră data plății, vă rog să-l eliberați. Și eu știu la Valentin, tu știi că apartamentul nu e achitat. El zice, cum nu e achitat? Zici că doar Rodion mi-a spus că totul e achitat, stai aici liniștit, că eu am să vin, am să aduc leaba și mergem la alt șantier. Băietul disperat, descurajat, totul, zici, ce fac eu acum, bani n-am, ce-am mai avut niște bani, i-am împrumutat lui Rodion, zici că am stat aici, am rămas, eu stau practic în drum și am fost nevoită să punem mână de mână să îi dăm băietului, pentru că era în ajun de anul nou și am fost nevoită să trimitem băietul acasă. I-am împrumutat acolo și am putut și cum am putut și am trimis băietul acasă și fără de bani și plin de datorii și s-a dus băietul acasă și tot așa o altă persoană, tot a fost dus la alt șantier, să spunem Iuri, tot a fost dus la alt șantier și la fel a muncit la locul cu tare, a muncit și vine domnul Rodion în fiecare zi și Iura îi spune deja, hai, te rog, îmi dai ceva bani, că eu tot am venit, ea ca abia de la Moldova, dar am banii care i-am să termină. El zice, da, hai, te rog, zice, dă-ne 10 euro, ba pentru țigări, dă-ne 10 euro, ba pentru pâine, ba pe... Și Iura tot i-o dat și la urmă șantierul s-a închis și Iura încă două luni de zile a alergat din urma lui și tot așa fără bani, fără leafă, fără nimic. Într-un fel, domnul Rodion foarte tare a abuzat din crederea noastră și mai sunt foarte multe persoane care eu singur le cunosc, care el la fel a procedat cu dânsii, la fel, și așa lași Vitalic, și așa lași Slavic, și așa lași Igor, și așa l-aș dea Vasea. Dea Vasea este o persoană de la Urhenie, nu știu precis, fiindcă a lucrat cu Iura la un șantier și pe ambii Rodion i-a dus din nas. După asta, domnul Vasile, probabil de la Orhei, că am pierdut pur și simplu, Iura ne-a spus cumva, dar am pierdut legătura, nu mai știu de unii se află persoana dată la moment. Și a spus că domnul Vasile a umblat și l-a căutat pe Rodion, l-a căutat, dar nu l-a mai găsit al, nu l-a mai găsit. Și probabil a fost și pe la el pe acasă, pe la Filipeni,
și careva din persoane, eu spus, domnule, nu-l cătați, fiindcă foarte multe persoane sunt pe aici, prin, chiar prin sat, din locuința lor dată, care la fel au fost duși de nas prin Rusia. El a avut treabă în Rusia, acolo au dus foarte multe persoane din nas și le-au mințit și au abuzat din crederea lor și la fel au muncit și nu a fost achitată munca. Și la Franța la fel a fost. Fix așa am pățit și eu, că am avut încredere într-un fel, l-am primit în familia noastră, cum spune, și tot o abuzat din credere. Ba un 10, ba un 20, ba 100, hai te rog. Și din toți păgubiții ăștia, nu s-au găsit niciunul să adreseze organelor? În Franța, în Moldova, în Rusia? Spunem așa că sunt persoane care lucrează la negru. Nu toate persoanele au actele în regulă. Uh-huh. Și nu putut pur și simplu... din partea legală. Nu a putut să apeleze, fiindcă nu a avut niciun contract de muncă, nu a avut nimic. A lucrat pur și simplu la negru. Mm-hmm. Și normal că persoana dată, Rodiu Ion Lungu, spunem că el a știut ce face. El a știut că persoanele date nu poate să apeleze la nimeni și așa și-o strămâie. El a știut, probabil, să ocupe cu așa chestii, ori eu mai știu că faci abuz din credere și după asta rămâne partea păgubașă, care nu poate să apeleze. Da, eu am încercat să apelez aici în Franța la organele de poliție. Am fost, dar precum n-am avut nicio recipisă scrisă de domnul, mi s-a refuzat. Într-un fel, am niște foi, niște chitanții care am făcut transferuri de bani la Moldova, pentru că și la Moldova el tot, când pleca acuși mă suna și hai te rog să mă trimitim, că am nevoie, bag să-ți ca mașina, bag că nu știu și, e diferite motive. Și am ceva foi transmise prin bancă, dar asta nu a fost îndeajuns aici la Franța. Eu am făcut o reclamație la Moldova, la Procuratura din Moldova, prin doamna avocat Olesia Negru, și sper că pe parcurs reclamația se va transforma într-un dosar penal și cred că persoana dată o să fie trasă la răspundere, fiindcă într-adevăr eu consider că a fost un abuz foarte mare din credere și pur și simplu e un ex-croc care se ocupă de așa chestii. Fiindcă nu sunt numai eu persoana care a fost mințită, dar mai sunt persoane de la care, într-adevăr, au fost și împrumutați bani, și au muncit, și nu li s-au fost achitat. Și... într-un fel, e un ex-croc care trebuie tras la răspundere. Asta a fost... Ne-ați dat niște print screen-uri, dovezi că au mai suferit și alții. Am înțeles că aveți dovezi și de la bancă despre transferuri, că nu toți banii i-ați dat în mână, unii i-ați trimis prin Western Union, MoneyGram și tot așa, da? Da, am care am făcut transferuri prin Western Union, au fost transferuri făcute la Moldova și au fost transferuri făcute în Rusia. Uh-huh. Pe numele lui? Da, pe numele lui, Rodion Lungu. Și normal că suma a fost foarte mare, la un moment dat i-am spus, domnule, tu înțelegi că suma se acumulează, dar tu văd că de luat ei, dar de dată înapoi nu dai. Și el într-un mod a zis că, ei, las că când aș fi o sumă mai mare, când am să te întorc, ca să-ți faie că ți-am dat pe degeaba. Și cu datul ăsta tot a fost, mă scuzați că mă înfășurez, și tot a fost că... precum dam-o deja când eu am avut nevoie de suma dată, mă rog, la toată lumea se întâmplă nevoie în viață și am pățit-o și eu. Părinți, mama, tata, Dumnezeu să ierte, care la moment erau bolnavi și eu îi întreținem și la un moment dat, pur și simplu, am căzut și mi-a rupt o mână, da, iată, a fost cusută, uh-huh. A fost... Dar am înțeles că v-ați plâns și rudilor lui și rudele au zis că dacă și noi suntem în situația asta, da? Da, da, și la momentul când am stat acasă foarte mult timp și eram disperată și fără de un ajutor material din partea cuiva,
am apelat la rudele lui, am apelat la el în primul rând, am văzut că nu e niciun răspuns, am apelat la mama lui, doamna Lidia Lungu, i-am scris prin odnoclasnici, i-am scris, m-a blocat, pe urmă am scris la cumnata Cristina Lungu, doamna Catare, am făcut un screenshot și v-am arătat că doamna mi-a răspuns, a zis că da, bine, am să-i transmit soacrei, numai că și el 9.000 dător cu foarte mulți bani și cred că nu o să-i mai vedem înapoi. Într-o fel mi-am dat seama că el și cu rudele și cu neamurile, cu frații, oricine mai are, cam tot așa se comportă cum și cu altă lume din împrejurime. Și n-am mai avut niciun răspuns nici de la părinții lui, dar m-a jignit faptul că o mamă ar trebui să reacționeze cumva la o persoană care are o plângere față de copiii lor și nu a fost nicio reacție și atunci m-am gândit și pur și simplu i-am prea întâmpinat și le-am spus lui să nu aveți nicio pretenție dacă eu am să te anunț la poliție și am să vă dau în judecată, adică pe domnul Rodion Lungu. Și am văzut că nu e nicio reacție și atunci ești normal că m-a apelat la un avocat și... Cam multă îngăduință pentru o persoană care a făcut atâta rău de atâtea ori la atâta lume. Da, dacă era o rudă, înțeleg să o mai tolerați, să o mai menajați, dar așa, un om străin și-a făcut atâta suferință și încă să-l amenințați cu pedeapsa lui Dumnezeu, să rugați pe mama lui, trebuia de mult organele să ocupe de asta. Nu știu cât ești de competente și de eficiente organele la noi, dar cu cât mai devreme te adresezi, cu atât mai mari speranță ai să fii anchetă eficientă. Ok, chestia e că am avut părinții bolnavi și, cum v-am spus, am avut și eu nevoia și nu prea am avut eu posibilitatea de a mă deplasa, de a face ceva, pentru că am fost și eu financiar foarte... Vulnerabilă, da. Da. Și, pe urmă, după asta și mama am îngropat-o în mult timp, a fost bolnav tata și l-am îngropat și pe tata și abia acum, o jumătate de an în urmă, Dumnezeu să-l ierte, deja l-am îngropat și pe tata și într-un fel și la mine finanțele puțin puțin au început să stabilească, fiindcă n-am mai avut așa mari cheltuieli cu leacuri, cu nevoi care... Clar. Și doar acum am hotărât să apelez. În regulă, sper să se constituie dosarul penal și eventual să adreseze și alții și escrocul să fie oprit. Că-i bolnav, cleptoman sau că e doar șmecher și profitor, oricum trebuie să răspundă conform legii. Și trebuie să fie oprit și foarte bine când recurge și la mediatizare, că oamenii se transmită din gură în gură, îi dau și lui dreptul la replică să poate adresa și să zică nu e adevărat, iată, minciună, banii mi-i dat, eu știu ca să le repar gardul sau eu știu pentru ce. Dar tare mă tem că aveți dumneavoastră dreptate și mă tem că e vorba de un excroc ordinar. Din câte văd că vă răspunde el în mesajele pe care le-ați adresat pe odnoclasnic și pe e-mail, că am înțeles că pe alte rețele vă blochează. Da, el cam mă blochează peste tot și la momentul dat nici nu știu că doamna avocată pur și simplu m-a sfătuit să nu-mi mai stric nervii, o să las în voia domnului să merg pe alt cale. Și n-am mai îndrăznit sunța astea, dar știu că foarte multe ori mă bloca peste tot, schimba numerele și apoi eu normal, că prin cunoscuți prin una alta, găsăm alt număr, alt și tot sunam și tot erau promisiuni că da, am să returnez banii și numai cu promisiunea și-au rămas. Și la momentul dat deja iată, sunt 3 ani de zile de când eu tot aud numai promisiuni. Da, și asta e dureros când i-ai dat împrumut și nu ți întoarce, dar și când te-ai dus și ai lucrat la el o grămadă, și asta se pedepsește penal, se cheamă robie, nu munca neremunerată. Deci pentru mai multe capete de acuzare, el cam riscă să înfunde închisoarea. Mulți ani. Chestia e în ce că persoanele tale care au muncit la el, ei încă și i-au împrumutat lui bani. El lua oamenii la lucru și tot vine și zice, hai te rog frumos, dă-ne 10 euro pentru țigări, că ia că încă n-am bani. Nu ni s-o
nu ne-am net banii pe șantier încă, nu sunt chestii dintre fiecare, tot Halal oamenii angajator și copleșit. intermediar, da. Oamenii și-au muncit și încă și eu dat pe datorie și au rămas. O vrut să fie în relație bună cu patronul sau na, cu intermediarul. Da. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă, pentru mărturie, pentru încredere. Am înregistrat ce a spus dumneavoastră și cu acordul dumneavoastră le facem public. Și ținem legătura, sperăm să auzim de bine de la organele de drept, măcar cele din Moldova, dacă pe celelalte nu le-ați sesizat. Da, mulțumesc mult. Sper că domnul Rodion Lungu va fi tras la răspundere, pentru că, într-adevăr, a abuzat din crederea la mai multe persoane și la mine la fel. A abuzat din credere și eu consider că el trebuie să fie tras la răspundere. Așa cred și eu, să vedem ce o să zic instanța de judecată. La revedere! Mulțumesc mult, la revedere!